Salut, prieteni, cum și v-am spus, din când în când să vă mai arunc ceva despre mâncare. Deci uitați atent. Asta la mine meniul e foarte, foarte simplu. Așa, piept de pui, puțin orez, deci azi e 150 de grame de orez fiert, împărțit pe toată ziua, și salată. Deci fibre, asta e obligatoriu. Dacă vreți slăbiți, scădeți numărul de carbohidrați, măriți cât mai multe proteine, fibre obligatoriu. Nu uitați, nu scoateți grăsimile cu totul, nu se poate. Grăsimile trebuie să fie grăsimi vegetale, da, vegetale. Cam asta e. Foarte simplu, da, sunt multe rețete acolo, foarte complicate, așa, așa. Nu trebuie să vă complicați, rețetele pot să fie și foarte simple și foarte efective. Tot depinde și încă una și de bugetul vostru, da, ca să tot tare important. Că, de exemplu, voi când comparați unele scheme de alimentare pe săptămână, pe lună, unele sunt exagerat de scumpe, sincer să spun. Așa nu vă complicați. Simplu și efectiv.